planeta se încălzește mai rapid decât ne imaginăm și nu există nicio îndoială că responsabili de acest fenomen sunt oamenii. Pământul se încălzește constant. Media temperaturilor globale a crescut semnificativ, iar ultimul deceniu a fost cel mai cald deceniu de când se înregistrează temperaturile. Dintre cei mai calzi 20 de ani, 19 s-au înregistrat din anul 2000 până în prezent. Creșterea gazelor cu efect de seră cauzate de om a dus la crize de sănătate, catastrofe ecologice și crize umanitare. Cu siguranță ați observat că și anotimpurile nu mai sunt ca în copilăria noastră. Dereglarea lor este la fel urmare a încălzirii pământului. În Republica Moldova, din cauza perturbării climaterice, sunt afectate comunitățile și ecosistemele. Deși nu conștientizăm pe deplin această problemă, calamitățile naturale precum sunt perioadele de secetă, ploile distrugătoare cu grindină și inundațiile ne sperie. Imaginați-vă o vale abruptă și un biciclist care pedalează cu viteză. Dacă nu încetinim sau nu oprim de tot, ne așteaptă riscuri foarte mari. Astea ar fi efectele schimbărilor climatice. Vom avea fenomene meteorologice puternice și intensificarea eroziunii solului, inundațiilor și epuizării apelor subterane. O reducere disproporționată a terenurilor agricole și a populației dependente. Va crește și nivelul de stres din cauza problemelor legate de disponibilitate și utilizarea apei, mai ales în raioanele centrale și sudice ale Moldovei. Dacă vi se pare că încălzirea pământului cu 2 grade nu este gravă, amintiți-vă ce se întâmplă cu noi atunci când temperatura corpului crește cu 1 grad și jumătate. Există mai multe metode cu care putem face față schimbărilor climatice în mediul rural. Putem începe cu plantarea copacilor și îngrijirea acestora, putem composta deșeurile de bucătărie, putem face compost din deșeurile vegetale și animaliere, nu ar trebui să mai dăm foc resturilor vegetale sau frunzelor, să utilizăm mijloace de transport alternativ, cum ar fi bicicletele și trotinetele, să sortăm deșeurile pe care le folosim, să utilizăm energie din surse regenerabile, cum ar fi energia solară și energia eoliană, și nu în ultimul rând să colectăm apa de ploaie și să o gestionăm cât mai rațional. Resursele de apă din Republica Moldova sunt sensibile la schimbările climatice din punct de vedere atât al cantității cât și al calității. În prezent, disponibilitatea resurselor de apă potabilă din țara noastră a scăzut cu 16%. Impactul schimbării climei, combinat cu insuficiența apei la nivelul țării, arată că asigurarea alimentării cu apă în viitor impune o planificare urbană integrată. Râurile Nistru și Prut sunt principalele surse de apă potabilă a Republicii Moldova. Nistru acoperă necesitățile a 70% din populația țării. În ultimii ani, starea ecologică a fluviului s-a înrăutățit considerabil, nivelul apei scăzând deseori până la dezgolirea fundului râului. Și starea ecologică a râului Prut este îngrijorătoare, pe tot parcursul său pe teritoriul Moldovei, observându-se o creștere a concentrațiilor de poluanți pe măsura înaintării râului de la nord la sud. Pentru asigurare cu apă potabilă și irigarea parțială, oamenii utilizează adesea apele din fântâni de mână și fântâni arteziene. Aceste ape, în general, sunt foarte poluate. În ultimii ani, din cauza schimbărilor climatice, se observă scăderea drastică a nivelului apelor subterane, atât din fântâni simple, cât și din fântâni arteziene. Reținerea apei din precipitații în mediul rural este o alternativă necesară și salvatoare, având în vedere problema disponibilității tot mai redusă a resurselor. Apa de ploaie colectată poate fi utilizată pentru irigarea suprafețelor mici sau pentru alte necesități ale gospodăriei. Este eficientă și economic avantajoasă, deoarece este curată și moale, favorabilă pentru plante. Amintiți-vă cum bunicii noștri de la țară colectau apa de ploaie în vase și gândiți-vă că, revenind la această practică, contribuim la prevenirea unei catastrofe ecologice fără precedent.